Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a construit luna aceasta o fântână pentru mănăstirea Mărândeni din Episcopia de Bălți. Aceasta a fost sfințită marți, 30 iulie 2024, de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Apa care este în fântâna aceasta, iar cu dumnezeiasca ta putere depărtează de la ea. Ziua de 30 iulie 2024 a fost una de bucurie pentru mănăstirea Mărândeni din raionul Fălești, ce aparține de Episcopia de Bălți. Fântâna acestei așezări monahale cu hramul cinstirea icoanei Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Ierarhul a fost întâmpinat de soborul slujitorilor în fața așezării monahale cu un singur viețuitor. Din soborul slujitorilor a făcut parte și arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Printre credincioșii prezenți s-au aflat câțiva fii duhovnicești ai părintelui stareț Nicodim. La finalul slujbei s-a rostit o ectenie pentru ierarhii Mitropoliei Basarabiei și pentru ctitorii fântânii. Părintele Episcop Antonie a apreciat jertfa pe care părintele stareț Nicodim a depus-o la edificarea fântânii. Această zi a fost rânduită de Dumnezeu să ne bucurăm și prin acest eveniment extraordinar de aici la Mărândeni, prin sfințirea acestei fântâni. Vă mărturisesc că nu am venit aici când erau lucrările, știu doar când s-a ales acest loc. Dar vedeți ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, parcă aici era locul ei, parcă aici trebuia să fie așezată. Dar dacă rândește bunul Dumnezeu, repet, nouă oamenilor ne rămâne doar să ne minunăm de lucrarea lui cea sfântă. E adevărat, fără implicarea părintelui stareț Nicodim, nu avea cum să fie săpată și amenajat atât de frumos această fântână. Dacă o privești atent, te duce cu gândul la ceea ce vezi în curtea Hadâmbului și parcă se cere să spunem și noi ceea ce a spus părintele protopop, părinte Igor Roșca, că avem mănăstirea Neamț, avem nouă Neamț, și avem mănăstirea Hadâmbu și deși nu știi Hadâmbu nou aici, la tot osteneala și la tot contribuția părintelui, cred că s-ar merita să fie așa. Oricum, părinte stareț Nicodim, mulțumim. Mulțumim, în primul rând, pentru deschiderea, pentru jertfa frăției tale, pentru dragostea nețărmuită în general, pentru Basarabia, dar în mod special pentru Episcopia de Bălți. Am spus puțin mai sus și am spus cu alte ocazii că activitatea noastră, dacă reușim și am reușit ceva să facem, bineînțeles, este cu un sprijinul Sfinției voastre. De aceea vă mulțumim, Părinte, și bunul Dumnezeu să vă răsplătească însuitit și înviit pentru tot binele care îl faceți pentru acel spațiu. Vreau să vă spun că Sfinția voastră vă faceți datoria de român. Părintele Nicodim, din dragostea fără margini care o are pentru tot ce este românesc, pentru simțul său aparte de patriotism, face acest lucru pentru Basarabia. Deci părintele trăiește cu o viața noastră, ne simte ce se întâmplă aici și altă faptă care va fi scrisă în lista binefacerilor părintelui Nicodim este și ctitoria acestei fântâni. Sperăm că acest izvor de apă vie, da? Pentru că ceea ce este apa pentru viața biologică este Duhul Sfânt pentru viața spirituală, de duhovnicească, așa și-a fost numită apă vie, să înmulțească, să crească și să zidească în acest spațiu și cele materiale, dar și viața duhovnicească.
Arhimandritul Bartolomeu Pui Târziu, starețul mănăstirii Mărândeni, a mulțumit tuturor pentru dragostea de a veni la acest moment duhovnicesc. Și mulțumim tuturor preoții, slujitorii care sunt confrații noștri, care cât de cât dăm bună ziua și ne salutăm pe brațul drept și stâng. Adică mulțumim că s-au osenit și preoții voastre. Ați făcut acest mic cadou bun și mare, care trebuie să ne întâmplă în trupești și subretești la această mare. Noi vom fi pomeniți chiar de când s-a început a zdi această biserică, fântână. Cred că nu am păcat după ce pomenesc rugăciunea la Ictenia, încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul și preasfințitul episcopul Antonie, adică pomenesc următoare rugăciuni cu Părintele Arhimandrit Nicodim. Adică asta am comandă și cuvinte de a rosti la orice slujbă, la orice ictenie, vicenie, adică pentru mine, pentru în cuvântul adresat, Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a subliniat cât de importantă este binecuvântarea pe care o oferă ierarhul când se săvârșește o lucrare de zidire pentru Sfânta Biserică. Cu toții știm ce înseamnă pe timp de secete când noi vine să iei o găleată de apă, să spun, cum se spune în popor. Venind aici în vizită la Părintele Stareț, odată în prezența preasfințitului nostru Antonie, am fost și singur, Părinte Nicolae, dar mic și mare, să spunem. Pentru mine este o mulțumire sufletească că am reușit să facem această fântână unde nu numai pelerinii care se vor pere, dar și credincioșii care ne iubesc și ne iubesc din zonă episcopia noastră, cu siguranță o să bea o cană cu apă la această fântână sfințită de ierarhul nostru drag, preasfințitul Antonie. De aceea am rugat ca portița aceasta să rămână deschisă pentru toți trecătorii, vecinii, mănăstirii. Preasfinția voastră ne-am început cu fântâna. Arată foarte bine fântâna. Dar dacă mă uit în jur așa, când am apărut la adâmbul eu, cam așa arăta biserica monument, mai aproape în biserică, și să vă mărturisesc, n-am avut nici căsuța aia, nici chiria, a stat doar un turn de 3 metri. Dar am spus-o și către Părintele Stareț, am spus-o către Preasfinția voastră, dacă este după rugăciune într-un loc, binecuvântarea lui Dumnezeu care pornește prin ierarhul nostru, care ne hirotonește, da? Râmna, credința din starețul locului. Să știți că credincioșii vin acolo unde este rugăciune. Și cu siguranță îmi dați dreptate părinții slujitori de aici. Și orice părinte preot, fie stareț, fie preot slujitor în parohii, se simte de fiecare dată împlinit când vede credincioși în biserică. Eu n-aveam pe cine binecuvânta la început, nici 2-3 credincioși. Atât pot să vă spun, părinți dragi, că slujeam pe o scenă improvizată din dulap și credeți-mă că nici cântăreț nu aveam. Dacă mă credeți, păsările cerului cântau în graiul lor și lăudau pe Dumnezeu pe zidul părăsit al adâmbului. Și preasfințitul este martor și sfințirile voastre, nu m-aș lăuda și m-aș da exemplu ca un mare slujitor, un mare stareț. Mi-a plăcut să muncesc, să-mi fiu de țăran, plecat de la țară, cred că darul hărniciei am văzut la mamuca mea, Dumnezeu, foarte gospodină și harnică. Și am învățat și frumos să fiu gospodar. Cu vorba românului, deci gospodarul se vede după gard și fântână dacă are în livadă, sau în grădină, sau cât e de gospodar. E dureros, dragi părinți. Episcopia noastră, dacă nu prea vă supăr că zic episcopia noastră, e deși cu sufletul, cu inima, cu gândul, cu credința sunt aici, în altă sunt Teofan, mitropolitul nostru, care m-a binecuvântat să ajut
episcopiei de Dăști Preasfințitul personal m-a rugat, dar n-am făcut-o numai pentru asta, am făcut-o că sunt un bun român, așa m-am consider. Un bun român și iubesc românii. Sfințirii voastre, vreți, nu vreți, sunteți români. Și trebuie să ne apropiem neamul, să ne iubim neamul. Și Hristos a fost uiduit, prigonit, ceea ce faceți și primiți și Sfințirii voastre astăzi și Preasfințitul. Dar Maicuța Domnului lucrează frumos în a sa grădină. Și în oborul lui Dumnezeu trebuie să lucrăm noi să privim tot ce-i neghină. Tot ce e în jurul nostru. Cel mai grav lucru este, Preasfinția voastră, Preacucenici Părinți, este că nu luți cu Biserica ta, Mamă Ortodoxă. Mulțumesc tuturor celor prezenți și, în ultimul rând, Preasfințitului că mi-a aprobat prezența astăzi să punem slujba Sfințirii Fântânii aici, dar, în ultimul rând, Preasfințitul nostru, Nichifor Bătășeneanu, care m-a binecuvântat să ajung aici. Mulțumesc, Maice Domnului, că m-am sprijinit și am reușit să fac aici. Și Părinte Nicolae, părinți cinstiți, de prună rugători, omul ăsta s-a trudit, a sudat singur el, a făcut acoperișul singur el, a păvat aleile singur el. I-am dat deci că i-am dat greu canon, am zis, părinte, dar pe două stămâni am luat din lucrarea bisericii mele, zic că o să-ți dea mai ca Domnul spor mai mult. Părinte... Cei prezenți au băut la final din apa cristalină a fântânii ce a fost sfințită. Amintim că lucrările la fântână au fost coordonate de către părintele Nicolae Tverdostub de la parohia Romanovca a Mitropoliei Basarabiei. Părintele Nicolae, care, pe lângă slujirea preoțească, este priceput în domeniul construcțiilor, s-a ocupat și de amenajarea exterioară a fântânii pe care a transformat-o într-o adevărată bijuterie. Programul zilei a mai cuprins slujba parastasului pentru ctitorii mănăstirii Hadâmbu mutați la Domnul. Slujba a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie alături de soborul slujitorilor.